Dar sigur că da. La dispoziție procesul verbal unde spuneți dumneavoastră da. Consider că trebuie să vă depuneți mandat, le-a citit dumneavoastră de acolo, ca să informați corect, să nu mai manipulați. Domnul Dumitrașcu, dumneavoastră... Dacă nu, domnul viceprimar, vă rog, părăsiți încăpere, nu aveți cum să faceți conferință de presă la sediul Radetului. Am înțeles. Decât în condiții oneste și de transparență. Eu am obligația să... Eu am obligația să asigur respectarea legii că sunt președinte. În 30 de zile sunteți pe teritoriul meu și îmi sunteți egal. Suntem amândoi supuși Consiliului General. Ați ascultat din camera de spate? Am obligația. Ce spune ordonanța? Nu aveți ingerințe în activitatea de administrare a regiei. Eu vă rog să nu duceți populația în direcția în care să creadă că, așa cum a spus, Radetul este un buton roșu. Radetul este o societate care are capacitatea să se redreseze. Nemulțumirea domnului director, președinte al Consiliului de Administrație, cred că vine doar din maniera în care dânsul a înțeles în ultimele 8 luni sau 9 luni de zile să nu aibă contact